apropo de apreciere, știți, despre mine au scris mari cărturari români și din alții țări, dar o apreciere deosebită și foarte exactă mi-a dat un critic stabilit în Germania, îi zice Marian Popa, care scrie într-o istorie a lui, zice, Mihai Cepoi e un bun profesionist. Asta trebuie să fie toată lumea, buni profesioniști. Da. Mulțumesc. Acum, în fața dumneavoastră, vine a patra generație din dinastia Bunăcenilor, Cristi Mititelu, cu trei piese din suita românească. În următoarele 15 minute te ascultă pereți.
Iar în ultimele 15 minute te ascultă dracu, mai de care ai o legătură. Senega mai spunea că vrei frumoasă privitor la pregătirea și speech-ul în fața publicului, foarte frumos, vă spărere. În ce privește muzica, haideți să am uitat să îmi lau un copil. Ei îmi zic, bun, toți. Și mă trezesc eu așa, fiica mea, Raluca, este profesoară de pian. Nepoțelul cel mai mare este violoncelist, deci are 13 ani, a luat trofeul de aur la Festivalul Mondial al Tinerilor Violoncelist, vă dați seama. Și îmi spune Raluca, fiica, zice, Bubu, că ea nu mai zice tată, tot Bubu îmi spune, bunel. Zice, uite ce bucurie am eu, că cel unul din mari lăutari și-a trimis nepotul să învețe la mine și du-te, dacă vrei, să cânti bine la pian, du-te la Raluca și poate. Iată, vedeți ce înseamnă să transmiți din tată în fiu acest dar extraordinar. Iar poporul nostru e foarte muzical. Ce să vorbim? Iată, aici a sunat, să spuneam și domnul ministru, dar balada asta lui Ciprian Poropescu, asta e o minune, e un juvăier, e ceva. Puțină lume știe că cam cât să mergem cu muzica noastră mai departe, în Europa. La mine încep să apară o invidie, poate nu-i sănătoasă. Cei mai buni scriitori pe sus, cei mai buni muzicanți pe sus, cei mai frumoase fete pe partea de sus a satului. Cât se poate oameni buni? Deci, în continuare... Nu, mai e sus. Da. Păi dacă e susul, susul să fie. Susul să fie. Din cele 15 minute am tăiat de două ori și am lăsat 5. Domnul primar, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, onorată excelență. Vă rog, v-ați spus din cuvintele dumneavoastră cum ați spus. La mine și pe varianta scurtă. Vreau să mulțumesc din partea mea personală, din partea administrației publice și locale, conducerii generalelor, vă mulțumesc. Da, vreau să mulțumesc conducerii generalelor. Conducerii gimnaziului. Așa, mulțumesc. Și doamna Elena, personal, pentru organizarea acestui eveniment. A fost un eveniment foarte frumos și s-a atins scopul. Scopul că s-a întâlnit largenii noștri. E un bun lucru bun și noi la primării toți să în istorie să facem lucruri bune. Însă, vreau să spun că mult tradiție avea la primării, dar tradiția cu fostul domnului Italie, a doua sâmbătă din februarie, să întâlnim la gimnaziu, mi-e aplaudat. Mulțumesc mult, vă dați la toți sănătate, bucurie și la drumul și la lungași. Pace, pe la modul spus. Pace. Domnul Ciclanul, tot primarul, la anul viitor, 24. Da, eu vă mulțumim și mergem în continuare după scenariu. Mihai Cimpoi, al nostru și al tuturor românilor. La 30 de ani este blamat de către Ivan Bodiul, prim secretar al CC al PCM, fiind acuzat de naționalism, nihilism, negativism, revizionism, românism. Îi este refuzată orice activitate publică. La 70 de ani, Mihai Cimpoi este considerat de către președintele Nicolae Timofti o personalitate cu sentimente și convingeri patriotice statornice,
drept unul din cei mai activi apărători și promotori a identității noastre naționale, care a dat dovadă de curaj și onestitate, optând cu înverșunare pentru adevăr. Să ne apropiem sufletele noastre, fiindcă foarte multe lucruri ne despart. De la Nistru până la Tisa, de la Nistru până la Tisa, greu se face cum s-a zisa, greu se face cum s-a zisa, căci de zis s-au zis prea multe, căci de zis s-au zis prea multe. Ei, dar mai toate sunt nefăcute, nefăcute, nefăcute! Din Hotin până la Larga ne-o cărat rușii cu targa, din Larga până la Hotin doar pături de mărăcini. Din Lipcan la Adâncata stadiile sârmaghi în pata, din Briceni la Cernăuți numai scai, numai curnuți. Treci hotariu prin birou, din Tiraspol la Soroca, o închegat diavolul oca. Vai de domn Cimpoi săracul! Și-o necat în Nistru sacul. Tășeți, fa! Sacul cu carte aleasă să ajungă în orice casă. Toți îl știu pe Cimpoi! Toți îl știu pe Cimpoi! Toți îl știu pe Cimpoi! Cimpoi! Omul este ca o iarbă legănată în vânt ușor, și nu este mare treabă când se pierde pe ogor. Dacă știi ce scurte veacul, fii atent la cât te faci, căci când o suna capacul, ți-o fi greu să le desfaci. De-ar fi viața de vânzare, mulți ar da-o peste clegi, eu însă cu poftă mare aș mai cere vreo 80. Chiar din mult nu scad niciunul, căci am poftă să trăiesc. Vreau să ajung să văd Crăciunul, urătorii să-i cinstesc. Hey! Astăzi e cu noi domn Mihai Cimpoi, tot cu vorba sa glumeață. Să-i dorim mai mulți, să răstoarne mulți, iar mama ei de viață. Astăzi e cu noi domn Mihai Cimpoi, tot cu vorba sa glumeață. Să-i dorim mai mulți, să răstoarne mulți, iar mama ei de viață. O hotărâre înțeleaptă adoptată de către Consiliul Profesoral, Administrația Locală, Seara Ională, un moment de neuitat istoric de trecem astăzi, o carte de liste impresionantă pentru Larga. Astăzi nu pot decât să vă felicit pe dumneavoastră, cei care sunteți dascălii acestui lăcaș de cultură, de civilizație, să-i felicit pe ele, să-i felicit pe toți locuitorii satului pentru această alegere înțeleaptă, o alegere care vă avertizez
onorează foarte mult, dar în același timp și obligă. Vă obligă pe domniile voastre să creșteți urmași demni de valoarea academicianului Iaițimpoi, dar și de valoarea celorlalți doi invitați prezenți astăzi aici, pe care am avut bucuria să-i cunosc. Cuvinte frumoase, amintiri emoționante, am avut ocazia, eu și colegii mei, să redescubăr și ce s-a numit Moldova intelectuală, Moldova românească, pe academicianul Mihai Șimpoi. Nu știu dacă mai există metafore, comparații pentru a le folosi, sau spus aici vorbe din eseuri, din filme, din sufletele dumneavoastră, fiecare cred că de aici are ceva de spus. Nu pot decât să-l numesc un reper major, un reper empatic al culturii și al neamului românesc. Felicitări, domnule academician, iar domnilor voastre tuturor, multă, multă sănătate, felicitări și mulțumim pentru invitație. În fața dumneavoastră, iarăși de nou, Bădăcenii cu Hora de la Nord. Și regizorii acestui spectacol este familia Tudor și Zenaida Țerne. Spre regret, astăzi n-au putut să fie aici alături de noi, dar v-a transmis un mesaj înregistrat. Doamna Zenaida, spuneți-vă rog, cum l-ați putea caracteriza pe Mihai Șimpoi astăzi? Mai întâi de toate, bună ziua, bine v-am găsit și mă bucur din suflet că dumneavoastră cei de la Larga, anume din satul de Baștină, al lui Mihai Șimpoi, mi-ați adresat această întrebare. Știți, într-o singură propoziție n-aș putea să vă răspund. Simt că să vorbești de Mihai Șimpoi, de academicianul Mihai Șimpoi, de scriitorul Mihai Șimpoi, de omul Mihai Șimpoi, e în primul rând e onoare și în al doilea rând e foarte complicat și e greu. Ceea ce a făcut Mihai Șimpoi în domeniul literaturii noastre românești, nu știu dacă este cineva care ar putea să-i pună o notă. Unul din cei mai mari eminisciologi a Europei și a lumii, eu pot să spun lucrul ăsta, este Mihai Șimpoi. El îl cunoaște atât de mult pe Mihai Eminescu și de fiecare dată, în fiecare an, ne-l aduce cu o carte nouă, cu două cărți și ne-l prezintă pe Mihai Eminescu atât de amplu, atât de frumos, atât de aproape nou sufletului nostru, celor care trăim aici, în Basarabia și în România, că stai și te gândești că acest om, nu știu dacă mai are timp liber și pentru el. Este, noi îl cunoaștem pe domnul Mihai Șimpoi de pe când eram și noi tineri și dumnealui era tânăr și când mergea cu soția lui
pe străzile astea care e 31 august sau pe Ștefan cel Mare, vreau să vă spun că foarte multă lume se întorceau și se uitau la ei, fiindcă erau o splendoare, era o frumusețe, un cuplu de invidiat. Frumos la chip, frumos la suflet și tot timpul cât a fost președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, a fost un om al cărții. Eu așa și pot să-i spun. A fost un om al tuturora, fiindcă erau foarte multe întâlniri prin școli organizate de Uniunea Scriitorilor cu scriitorii, cu poeții noștri. Se făceau serate la Uniunea Scriitorilor unde participam și noi când eram studenți, după aceea când lucram deja la teatru. Și mi-a venit nouă dată o idee la, împreună cu Tudor Țărnă și actorii de la Teatrul de Revistă Ginta Latină, că ar fi bine să avem un spectacol dedicat 70 de ani, de, probabil că nu se va spăra dacă o să-i numesc anii. La 70 de ani am făcut un spectacol de revistă dedicat acestui om. N-a fost greu și nici n-a fost complicat, fiindcă tot ce face el în fiecare zi o face pentru oameni și nu ne-a fost ușor de tot să realizăm acest spectacol. Mi-a părut bine când am auzit și chiar este o onoare și pentru noi să cunoaștem, să știm și să fim prezenți la depărtare, să spun așa, la acest eveniment, că cei din Larga o să... Gimnaziul din Larga sau liceul din Larga, eu nu sunt la curent ce aveți voi, gimnaziul sau liceu, o să-i poarte numele lui Mihai Cimpoi. E pe merit, e binevenit și m-aș adresa acum mai mult locuitorilor, copiilor, elevilor și profesorilor, poate părinților dacă sunt în sală. Să vă mândriți că satul Larga are un om de valoarea lui Mihai Cimpoi. Peste tot să vă mândriți, fiindcă numele lui îl rostesc academii, instituții de învățământ și tot se mândresc cu ei, cu atât mai mult, eu cred și sper că în Larga sunt oameni gospodari, oameni cu suflet mare, care țin la pământenilor, care țin la oamenii de valoare din sat și unul din cei mai valoroși oameni din satul Larga este Mihai Cimpoi. Tăiem panglica aici. Hai veniți, vă rog, domnul. Da, și dumneavoastră. Bine. Hotărârea Consiliului Local. Deci, panglica, eu ați văzut pe Ciula. Așa, primarul ta-i panglica. Așa. Și nu mai ajută acolo. Oi, Dumneata, voi treceți așa una. Partea asta, ajună partea asta. Ce spune aici? Olga. Și unde e frumos? Și la încălzit. Da, ține, te rog, asta. Așa, țineți cu mâna. Așa, de o bucată. De o bucată, așa. Așa, primul a plecat. Aici, pe prag și plecăm. Da. Hai, e gata. Da, ai, nu ai...